Prin implementarea proiectului se dorește aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi, respectiv realizarea codului deșeurilor, asigurarea unor proceduri simplificate a legislației din domeniul gestionării deșeurilor și debirocratizarea. Acest proiect a beneficiat de sprijinul acordat de Autoritatea de Management POCA prin finanțarea proiectelor care vin să consolideze capacitatea instituțională a autorităților administrației publice. Obiectivele specifice ale proiectului sunt realizarea unui document de politică publică pentru domeniile deșeuri și schimbări climatice, realizarea codului deșeurilor prin sistematizarea și simplificarea reglementărilor din acest domeniu și realizarea unor proceduri simplificate pentru reducerea poverii administrative pentru agenții economici din domeniu. Bugetul total a fost estimat la 7,6 milioane de lei, iar perioada de implementare a durat 53 de luni.